Bună ziua, doamnelor și domnilor! Deschidem ședința din data de astăzi, 28-a 3-a, cu următoarea ordine de numărul 1, avem proiect de hotărâre privind desemnarea domnului consilier Boagă Gheorghe, președinte de ședință pentru luna aprilie 2019. La numărul 2, proiect de hotărâre privind însușirea și declararea de interes public local a bunurilor aparținând comunei Târgu Mureș, județul Bacău. Proiectul numărul 3, proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Târgu Mureș, județul Bacău. Numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea și utilizarea sumei de 769.071 lei pentru obiectivul de investiție, reabilitarea, modernizarea și dotarea cărmin cultural sat Tuta, comuna Târgu Totu, județul Bacău. La numărul 5, proiect de hotărâre privind soluționarea frângerii prealabile formulate de către domnul Miguel Liviu, împotriva hotărârii Consiliului Local al Comunei Târgu Totu din 26 din 06.03.2019. La numărul 6, proiect de hotărâre privind modificarea și completarea cadrului și statutului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Târgu Totu. Iar la numărul 7, diverse. Vă propun să votăm ordinea de zi, dacă sunteți de acord cu ea. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Acum vă supun atenției procesul verbal la ședința extraordinară Consiliului Local din 6.03.2019. Dacă se înscrie cineva la cuvânt. Da, mulțumesc. Atunci, supun la vot acest proces verbal. Cine este pentru? Așa. Abțineri? Împotrivă? Ședința extraordinară. Vă reamintesc, dacă îmi dați voi, da? Domnul președinte, prima dată, trebuia dumneavoastră să supuneți la vot ședința care a avut loc pe data 28 februarie. Așa se procedează. Nu. Deci avem ședința din 28, după care trebuie să vă mulțumim. Atunci vă supun atenției procesul verbal al ședinței din 28.02.2019. Vă rog, dacă se scrie cineva la cuvânt. Da, domnul Ungureanu. Altcineva? Aș dori, dacă îmi permiteți, dacă nu contează domnul Ungureanu, aș dori să intervin și dacă... Am înțeles, bine, domnul, funcționează. Deci, poftiți, domnul. Atare procesul verbal din data de 28.02.2019. Și am și alți argumentezi. Nu regăsesc exact ce am discutat eu ca consilier în acea ședință. Și sunt mai multe puncte. Dar, ținând cont că doamna secretară a spus că se filmează și se scrie, nu s-a scris exact. Ca atare, eu nu am să votez acest proces. Dar puteți să ne duceți undeva, adică să-i atrage de atenția. Eu m-am referit, da. Mereu se spune, se aduce la cunoștință, fără trecut, domnul Boagă a dus când a fost trecut, da? Nu știu. Deci. Eu am... Potim? Ideea să se prezintă în Consiliu. Dacă sunt de făcut complet, ce se fac? Nu se fac.
Completările nu se fac. Eu nu am primit niciodată, când s-au făcut completări, la ședința următoare, deci, domnul Ugureanu, în invitația dumneavoastră scrie că procesele se pun la dispoziție la comisii, da? Eu da. Mi le dau împreună cu materiale. N-ați venit niciodată la o comisie da. Și să-mi spuneți, doamna secretar, da. Faceți, vă rog, aici o modificare, o completare. Deci nu puteți să faceți modificare, pentru că de ce? Vă spun eu. Cum adică să nu faceți? Păi nu puteți să faceți o modificare. Dacă e filmat și nu scrieți, ce modificare mai trebuie? Am găsit ședința anterioară care nu este transpus ceea ce discutăm aici. Ce să discut eu? Pentru asta trebuie să ne atragi atenția, doamne, când... Păi de fiecare dată? De fiecare dată? Atunci nu mai faceți proces pe fond, domnule, dacă de fiecare dată se ajunge. Dacă vă amintiți bine, ședința din februarie s-a întâmplat cu domnul, nici nu am filmarea treabă. Asta vreau să spun. Păi, deci, da, deci, vă rog frumos, domnul consilier, să vă vinți o treabă. Pentru că a fost la început. Să vă dau un argument. Începutul ședinței, da? În sală a fost domnul respectiv. A discutat. S-a rămas, s-a terminat. Știți foarte bine că am luat și eu cuvântul și am discutat și eu. Nici nu este trecut niciun cuvânt de aici. Următor. Domnul Ugureanu, face la punctul, la punctul 4. Tot la fel. Da? Deci se spune aici, citește din anexe. Ce citește din anexe? Păi, dumneavoastră trebuie să scrieți, pentru că procesul acesta este aprobat, rămâne la dosar, da? Cel care va lua peste 50 ani de zile, ce spune acolo? Păi ce a citit ăsta, din care anexă și ce anexă, ce paragraf, ce a citit ăsta? Făceți-mi, vă rog, referire exact la ce vă referiți aici. La punctul 7, tot la fel. Deci iau cuvântul la punctul 7, tot la fel. Se trece numai un sfert din discuție, restul rămâne la atitudinea cu. În continuare, la punctul 10, tot la fel. Se poartă discuții, rămâne la atitudine. Și în continuare, tot la fel. Deci eu, adică, ce să înțeleg de aici? Păi de ce să mai iau cuvântul, de ce să mai dau eu girul, de ce să mai aprob eu, de ce să mai discut eu dacă nu se trece? Bun. Care este situația? Care este soluția? Și de fiecare dată. Dar țineți minte că am mai fost un proces verbal care nu am aprobat. Tot din cauza asta. Și mereu v-am atras atenția. Frumos, respectuos. Doamnă, vă rog frumos. Dar sunt și cărele adoptate în trecut. Deci eu v-am spus. Și am înțeles. Am înțeles. Dar ați pronunțat adineaua. Dar a fost exact un proces verbal. Tot din cauza asta nu am aprobat. Deci un pentru că aceste procese verbale se iau în considerare. Bănuiesc că cineva o să le aprobe. Ce o să fac? Asta nu e niciun impediment, domnule, că e mai scopos. Deci eu nu pot, adică într-o ședință observ că la toate punctele care discut, mi se taie fraza. Pac! Mi se spune numai un paragraf, restul rămâne la fel. Și în parlament se taie microfonul. Deci eu în momentul când îmi notez dumneavoastră, eu nu spun și îmi descriu. Dumneavoastră mi-ați zis că a fost problemă cu televiziunea. Deci dumneavoastră a spus că este problemă, a fost problemă cu televiziunea. Păi televiziunea până la ce punct s-a plecat? S-a plecat de la punctul 6 sau bănuiesc cam așa ceva. Domnul băi, până la 6 era televizat. Bun. Deci dacă este, vă puteți, vă puneți la 6. Bun, plecat. Da. Ne uităm pe bani. Altă. Domnul Militeanu. Domnul Ugureanu, vă scuzeați. Mai aveți regulă. Nu, mulțumesc. Domnul Ugureanu, mai aveți regulă. Domnul președinte, vreau să completez, dar... Asta este, se mai pierde din contextul discuției. Domnule, dar ce se pierde când domnul Boagă spune că suma nu este și nici nu este trecut la domnul Boagă? Eu spun că tot suma și nu se regăsește. Păi procesele de ce le mai facem? Și de ce le mai aprobăm dacă nu trebuie trecut? Domnul consilier, am înțeles ideea. Haideți să nu pierdem timpul. Nu știți cu oamenii ăștia că domnul consilier are senzația că aștepți intenționat să greșești. De ce nu credeți domnul Ugureanu? Doamne, eu nu aștept. Tu-i prima dată. Procesul verbal, să vă mână înainte. De ce n-ați venit? Exact. Nu este partita. Haideți ca să nu... Nu le prima. Vă rog frumos ca să nu aducați a făcătoare de nimun. Care vindecă minciunile. Mă rog. Haideți ca să trecem peste. Păi, mă puneți să aducați a făcătoare de nimun. Treceți peste, mă treci de la mea și haideți cum puteți să spuneți dumneavoastră că... Păi eu, uitați-vă că eu am făcut, domnule, aici e însemnat. Eu nu știam dacă e filmat sau nu. Ce tot veniți aducați cu oamenii? Dacă ați văzut că, într-adevăr, sunt discute, lasă nici să spuneți, nu-i problema. Haideți, treceți. Da, domnilor, deci să trecem la vot. Cine este pentru acest proces verbal din 29?
Să scrie cineva la discuții?
Vă mulțumesc. Trecem la vot. Cine este pentru? Abține, împotrivă, mulțumesc. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind însușirea și declararea de interes public local a bunurilor aparținând comunei Târgu Drodeș. Da, vă rog dacă se scrie cineva la discuții, domnul Militello. Dacă pot să vă complete, dacă vă zic, mă atinge ideea. Da, domnul. Altcineva? Ok, domnul. Am început în proces, totuși am spus că am discutat în comisia noastră de specialitate, pentru comisia de explicație de acum, pentru comisia de specialitate, a primarului. Ce ce vreau, domnul? Ce ce vreau, domnul? Ce vreau, domnul? Ce vreau, domnul? Da. Conținută 213, toate bunurile care fiind completate la domeniul public inițial din 1991 trebuie să însușite și declarate de interes public. Așa spune legea. Noi avem, din anul 1999, avem multe hotărâri de Consiliu Local care am venit și am completat inventarul domeniului public. Dar nu au fost declarate. La Consiliul Județean ne-au cerut acum și o hotărâre specială privind însușirea și declararea de interes public al bunurilor. În anexele care le-ați primit, de la 1 la 5, sunt toate bunurile publice care au fost completate prin hotărârile anterioare la domeniul public. Ele nu au ajuns să fie prinse în inventarul domeniului public prin hotărâre de guvern, pentru că este o procedură mai grea și mai dificilă, ele trebuie cadastrate, înscrise în cartea funciară, trebuie număr cadastrat. Și acum suntem doar la o fază de început, de declarare, de însușire și declararea de interes public al acestor bunuri prinse în cele 5 anexe. Inițial, ca să vin în 1991, tot inventarul bunurilor publice a fost prins în anexa 82 la hotărârea de guvern 1347 din 99. Inițial au fost prinse un număr de 147 parcă de bunuri în anexa 82. Până în 2009 s-au mai completat până la poziția 155. Ultimul bun care a venit în hotărâre de guvern este un duc, parcă bunul de 86 la Văratic, care aveam trebuia să avem un proiect european și care nu s-a mai dus la finalizare, că nu a fost de acord. De la poziția 155, dacă vă uitați în anexă, suntem la 310, parcă, cu completarea bunurilor publice. Asta e tot inventarul public al Comunei Târgu Drodeș. Noi am venit cu modificări, că este o solicitare să ne actualizăm inventarul domeniului public. Aceasta este o primă hotărâre și unul din motivele pentru care am venit cu el acum de actualizare este faptul că avem această investiție pe Vișoara, canalizarea, unde ne condiționează oficiul de cadastru ca toate drumurile pe unde avem traseul la rețeaua de canalizare să fie actualizate cu suprafața reală, adică cadastrată și dacă în 1999 s-a făcut o inventariere cu ruleta și s-a dat o lungime și o lățime așa din ochi, acum prin cadastru s-a identificat o anumită suprafață și noi trebuie să fim cu ea în inventar cu suprafața reală. Altfel, oficiul de cadastru nu ne acceptă vizarea planurilor de situație aferente acestei investiții de canalizare. Și deci o să mai revenim la Consiliul Local cu modificarea acestui inventar pe măsură ce o să facem cadastrul la toate drumurile din comună, pentru că este o condiție necesară pentru toate investițiile care o să le avem pe drumuri și o să mai venim. Acum suntem în lucru pe Tuta, o să venim și pe Târgu Drodeș și la hotărârea aceasta care astăzi, dacă se aprobă, o să mai revenim cu o actualizare. Deci, referim
doar la suprafață, plus că drumurile au trecut din drumuri vicinale, că așa au fost definite în 99, sunt străzi, o parte sunt străzi, potrivit tot 213, clasificarea drumurilor, drumurile, toate drumurile din comună sunt drumuri locale, iar ele la rândul lor se clasifică în străzi, drumuri comunale și drumuri vicinale. Drumurile comunale sunt clasificate, sunt acele drumuri care face legătura, fac legătura între satele componente a localității sau dintr-un sat și o limită administrativă cu altă unitate, de exemplu cu Târgu Ocna. Străzile sunt cele din interiorul localităților, iar drumurile vicinale sunt drumurile care se închid, cum le numesc eu, cătun. Pleacă dintr-o poziție și se închide într-un punct fix. Da, dacă îmi permiteți, de ce tocmai acum și nu ceva timp în urmă? Pentru că dacă îmi permiteți, la alte oate din județ, aceste drumuri s-au discutat cu ceva ani în urmă. Pot să vă dau exemple, dacă doriți. Da? Deci de ce tocmai acum? E oare vreo problemă legată de controlul efectuat de Curtea de Conturi, care mi s-a cerut diferență? Eu v-am întrebat, doamnă. Nu. Mulțumesc frumos. Dar am asupra mea o notă atât de... Atât v-am întrebat. Nu. Am o notă de completare transmisă de oficiul de cadastru, pentru aceasta l-am făcut copilul și doamna secretară de dosar. Deci s-a depus documentația de vizare a planului, a suportului topografic pentru această investiție canalizare. Pentru emiterea autorizației de construire, unul din documentele necesare la documentația de autorizare este acest suport topografic vizat de oficiul de cadastru. Când a ajuns la verificare, s-a constatat că drumurile nu au suprafețele reale și ne-au dat o notă de respingere. Și chiar vreau să vă spun că în regim de urgență am actualizat acest inventar, am lucrat, dacă vă uitați la el, ce volum este, în prima fază, dacă vă uitați, și am aici toate planurile, sunt suprafețele reale doar pe satul Vișoara. Deci suprafețele reale ale drumurilor în această hotărâre sunt doar pe Vișoara. Și, repet, o să venim cu modificare la această hotărâre și cu drumurile de pe celelalte localități. Nu le avem cadastrate, nu avem suprafețe. Urmează să mă întreb chestia asta. Dacă sunt cadastrate sau urmează că să fie? Nu. O parte din ele sunt cadastrate, o parte unde avem investiția de canalizare pe Târgu Trotuș, jumătate, tot ce înseamnă canalizare și pe Tuta și pe Târgu Trotuș, toate drumurile sunt cadastrate. Și acum e în lucru Tuta și Trotușul. Vișoara, eu zic că l-am încheiat ca să putem să aprobăm canalizarea, pentru că este o condiție. N-am făcut-o la niciun interes domnul Mititelu, interesul comunei de a face această investiție care, dacă ne ajută Dumnezeu, la mijlocul lunii aprilie vom avea autorizația de construire și începerea lucrărilor. Lucrărilor care? Lucrărilor sistem de canalizare în satul Vișoara. Proiect finanțat prin PNDL 2. Da. Deci sunteți... Aș vrea să am și eu. Deci am găsit teren de productiv, teren liber de construcții, teren de productiv. M-ar interesa, deci dumneavoastră spuneți că s-a făcut cadastrare, practic, sau... Nu știu la ce, eu nu am materialul la deci mine. Spuneți-mi poziția, că dacă deci spuneți poziția, eu vă spun. Vă citești și atunci vă dați seama că... Nu, spuneți-mi poziția din inventar. 300 la 300 euro. Da. Aceste... Este specificat aici, într-adevăr, în satul, da? În spatele căminului cultural, suprafață de 276 de metri pătrați. Există acel teren acum de 207 în spatele căminului sau da, nu este? Da, sigur că există. Ați fost, ați măsurat acolo? Da, este cadastru, da. Sigur că da. Sigur deci că este da. Normal. Ce este amplasamentul căminului acolo? Deci căminul inițial se regăsește în inventarul domeniului public din 1999, nu știu la ce poziție, 116, iar acest teren l-am atestat, l-am completat într-o hotărâre de Consiliul Local ulterior și este, sigur că este. De asta întreb că autorizația de construcție este în suprafață? Da, autorizația corect este pe poziția din inventarul din 1999. Păi de asta v-am spus.
Deci diferența asta de 200 de autorizații de construcție, nu? Dar nu trebuie. Nu. Eu pot să am un hectar de pământ și să-ți scot autorizații pe 1000 de metri pătrați. Dar eu... Că mă poziționează suprafața. Și am scos autorizația pe suprafața aferentă construcției de cămin. E bun. Deci eu am înțeles. Este, dumneavoastră, susțineți că este în spatele căminului. Dar cum nu, Ungureanu, vă arăt și cadastru, avem și cadastru pe terenul. Nu, m-am întrebat, pentru că, practic, știm că se începe lucrarea cu așa și bănuiesc că toți se va duce. N-are nicio treabă, n-are nicio treabă lucrarea din la căminul. Deci dacă nu există, se va... Există, cu siguranță, există. Domnul Băcaru poate să vă confirme că eu am fost acolo și am escaladat gardul la Nea Moise, de-am pus să pun aparat. Doamna Hotarul cu Moise. Este 2017. Eu să țin cont că cu domnul Băcaru ați fost special ca să vă scoate. Nu, domnul Băcaru mi-a arătat cum să mă duc. Nu super special, de... super special. Deci, super special. Am înțeles. Deci, colaborare mai strânsă cu domnul Băcaru. Vă mulțumesc deocamdată. Da, mă, două întrebare. Da, domnul Băcaru. Tot la... Eu vorbesc de Tuta, pentru că eu stau în Tuta și acolo pot să... Nu pot să zic de Vișoara sau de Trotuș. Bun. Deci, amplasare extravilan sau total. 302. Categorie de folosință, teren neproductiv. Am putea spune... Ce suprafață? În ce zonă este terenul neproductiv? Suprafața 1187 metri pătrați, lungime 200 de metri, în amonte și aval. Este vorba de terenul Alpia Minoră și Majoră a Pârâului Ruș. Pentru că podețul de la Ruș este prins în finanțare PNDL2, modernizare poduri și podețe. Și cei de la cadastru nu ne-au acceptat să ne cadastreze. Orice lucrare revine, orice investiție se face pe un imobil care este cadastrat și a trebuit număr cadastrat. Și am trebuit să facem 100 de metri în amonte și 100 de metri în aval de Pârâul Ruș. Și este terenul aferent Albiei Minore a Pârâului Ruș. De la Hozii la Val. Deci tot cu domnul Băcaru, pentru că domnul Băcaru... Nu, sunt vecinat. Nu m-am dus cu domnul Băcaru, aici vreau să vă întreb. Da? Acolo am văzut lucrări făcute pe părăul ăla Ruș, tot în amplasamentul ăsta este, sau lucrarea aia, tot ce știți ceva? Nu, e după, la sus. Pe mare sus. Nu, n-are treabă. Deci n-are treabă, domnul, vă zic ce face acolo. Nu, a curățat ceva. Are curățat albia, nu? Da, e foarte bine, e foarte bine. Domnul Pozit face de colmatare și închide unghiul de aprovizionare cu apă pentru domnul primar. Vă faceți ca să vă spun iar domnule. Deci dumneavoastră ați fost în zonă și am luat sau când acolo pașa aia. Dar trebuie să discutăm acum, că omul ăsta nu prevede așa ceva. Ați avut nevoie. Domnul Pozit a făcut un șans prin care nu se poate aprovisiona cu apă, că era coborât sub nivelul terenului la oameni. Unde? Păi acolo, domnule. Păi da, e coborât sub nivelul. Ceea ce înseamnă că oamenii, alții fac figur ca să aibă pentru udat, iar noi ne strângem. Exact ca și acele două bazine sau trei care au fost. Cu acceptul cui s-a numărat. Domnul Coreanu, dar și mie, băi, haideți ca să discutăm ăștia la diverse. Eu am zis că n-am trebuit. Discutăm ăștia la diverse. Păi, aici, de asta m-a interesat, pentru că am văzut de părăul respectiv lucrări care eu zic că nu ar fi fost normal. Bun, aici am trebuit. Dar pe ce bază a făcut acele lucrări? Domnul Moise, ați reținut? Mi s-a spus că la... La domnul Moise, ați văzut ce mi s-a zis? La diverse. La fel, destinde extraordinar. Eu așa zic că eu am destul de multe argumente. Ideea este în felul următor. Teren reproductiv. Spun, doamne, dar ce spuneți? Deci eu, de ce... Să mai rămâni și luatul cu numărul 3, vreau să mă întreb ceva. Deci eu, din punctul meu de vedere, ceea ce vreau să spun, mi se pare bine, e normal, e bine ce se face, însă sunt lucruri care ar trebui, v-am spus, făcute în așa fel ca să se regăsească toate parcelele, terenurile productive, neproductive pe care le deține primăria. Pentru că știți foarte bine, acum recent a fost cu Puzul, deja am întrebat, nu se știe, noi avem teren acolo și nu știm suprafața. Este... Sunt două lucruri diferite, domnule. Eu am înțeles. Dar exact. Deci trebuie aduse la normalitate. Stați să vă explic. Trebuie să facem distinție între terenul de domeniu public, domeniu privat și terenurile puse la dispoziția comisiei locale.
care nici Consiliul Local nu se pot delega de ele. Deci până nu se termină retrocedarea, până nu se încheie retrocedarea, pentru că vin persoane care au deja validat. Deci noi, terenurile de la dispoziția, sunt terenurile care sunt numai la dispoziția Comisiei Locale. Și rezerva aia de care dumneavoastră tot menționați că a fost prinsă în documentația domnului Iordache, este un teren care se găsește ca mențiune rezervă în titlul de proprietate a titularului de drept de unde domnul Iordache a cumpărat terenul. Deci eu n-am de unde să știu, doamna Munteanu, când a trecut acolo în fișa tehnică rezervă, ce a gândit și a cui terenul. Probabil terenul este a unei persoane, dar repet, și v-am spus și în ședința de data trecută, în prima etapă, acum în primăvară, cum se face, vom începe procedura de cadastru sistematic pe zona Dănăcești, tot ce înseamnă Dănăcești, inclusiv Niman. Și atunci o să vedem foarte clar cine vine acolo lângă terenul Iordache, stăpânește cu act sau fără act. Dar până nu fac o identificare corectă, că eu nu am fost cu doamna Munteanu atunci, în 91, n-am de unde să vă dau răspuns a cui e rezerva aia. Și cu siguranță, dumneavoastră, probabil știți că o ține cineva. Eu nu am de unde să știu decât când ajung la fața locului și văd că acolo s-a așezat domnul Văcaru. Și îl întreb, domnul Văcaru, ia scoateți din dumneavoastră actul, cum i-am făcut lui domnul de la nisip. Doamna Bătrân, eu vă spun sincer că dacă... Deci eu am văzut că este arată. Iar dacă aș fi știut, am coloanometri. Doar o să-i spun exact, domnule, pe care l-am văzut, lucrează acolo. Atâta, deci noi astăzi vorbim de terenul de domeniul public al Comunei Târgu Trotuș. Terenul ăla de la Nimaș este terenul la dispoziția Comisiei Locale. Deci eu vă dau răspunsuri de în această documentație, că vă aveți în față. Bine, domnule. Da, dar dacă la știință următoare vom mai avea un proiect de autor, adică vom mai reveni cu un proiect de autor, prezentați-mi un plan de amplasament al șurilor drumurilor, puneți că aveți. Da, deci... Nu, urmărim, nu acum. Așa e. Facem mai mari, prezentăm aici. Deci eu am, când doriți, eu am toate drumurile cadastrate din comuna Târgu Trotuș, eu am le așezate pe sate și, doamna secretar, sunt foarte mari și astea care acum au venit, eu am venit cu ele, le-am. Tot ce înseamnă... Dar se poate pune de proiectul și prezentă... Tot ce înseamnă modificări pe vișoara, toate planurile sunt aici. Eu n-am fost chemată la comisie, eu am fost aici, mi-a pare rău. Eu puteam să... Mai bine, doamna, dacă sunteți aici, dați explicații și au toți... Cu drag, eu v-am spus întotdeauna. Orice problemă care nu vă este clară, eu vă dau cu drag lămuriri. Deci știu, nu știu mai mult documente și probleme. Da, vă mulțumesc. Haideți ca să trecem la vot la proiectul de hotărâre numărul 2 pentru acest proiect. Domnul Vagă, domnul Cernea. Cine este pentru? Vă rog, fiți atenți. Da, mulțumesc. Cine se abține? Contra? Facem o mică paranteză până trecem la subiectul numărul 3. Avem aici o cerere a unui domn, ca să nu stea domnul. Să înțelegem, vă rog, domnul primar. Așa avem o cerere de parte cu sunatul Drăgan Costel, domiciliat în satul Vișoara, comuna Târgu Trotuș, posesor al Vișa. În 2017 mai, nu? A depus o cerere. Așa. Dar atunci nu aveți să duce efectiv o țară de animale. Da, dar domnul primar, aveam 328 și deci 300 mai multe, o grămadă. Am înțeles. Acum, având în vedere numărul de ovine, da? 479. Așa. 27 de caprine, 3 de cai. Așa. Nu am disponibil pășune decât 32 de hectare. Și sunt insuficiente la acest număr de animale. Aceste 32 de hectare îmi ajung numai la aproximativ 200 de ovine. Din câte știm, mai sunt disponibile peste 20 de hectare pășuni și izvazul satului Vișoara, cum a trecut totuși. Și vă rog să binevoiți să supuneți în ședința Consiliului Local să mi se închirieze toată suprafața disponibilă. Vă rog să mi se încheie contractul pe o perioadă mai mare de timp, deoarece anul acesta vreau să demarez un proiect. Doresc să, da, un proiect de la A, da, de la A. Mai doresc să vă informez că mai să binevoiți să mi-l închiriați
cât mai curând, cât mai curând. Da. Ce până pe data de 24.04.2019. Sunt programat la aceea, cum s-a ajungat. Am înțeles. Anexa la cererea prezentă. Anexez la cererea prezentă. Anexez la cererea numărului cam animal de... Da. Așa. Bine. Adică primar, mai am o cerere. Da. Deci eu am contractul de închiriere care expiră acum pe 13 mai. Și trebuie să prelungesc și acesta. Și în contractul specific, aici, uitați, este la punctul... Deci, vă pot da contract. La punctul 3 roman, deci punctul al doilea, contractul de închiriere poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult durata sa inițială. Ținând cont de explicarea cauzelor contractuale, dar ne depășim termenul maxim de 5 ani prevăzut de ordonanța de urgență. Da. O să puteți contacta mai, nu? Și ne auzim mai. Da? Mă, se rezolvă până de 24. Păi domnul Adrian, domnul din fața aici a adresat cererea, după cum bine ai spus, s-a adresat-o ție. El trebuia să adreseze Consiliul Local. Consiliul Local, prin decizia, fiind for deliberativ, i-ar spune exact, nu știți că întotdeauna cere legea transparenței. Să spuneți, domnule, există sau nu există acele dictare pe care dumneavoastră îi solicită? Dacă există acele dictare, cum are drag? Nu cred că se opune cineva ca să-i dea omului. Să mă vrea. Te răspundeți sau la întrebare? Nu. Adresați-mi dumneavoastră. Păi eu nu adresez, eu îmi spun părerea. Mi se pare corect ca dânsul să înainteze cerere pentru terenul de respective teren, respectiv, și pentru renoirea, am înțeles, a contractului pe care îl aveți. Însă eu nu sunt, adică să nu credeți că sunt împotriva dumneavoastră. Însă gândiți-vă, dacă mai vine încă un tânăr și vrea și el, și dumneavoastră, că mai sunt exact ca dumneavoastră, am înțeles, care dețin teren mai mult, da? Ei nu o să mai aibă nimeni să concesioneze un hectar. Deci nu se mai poate dezvolta decât dumneavoastră și ceilalți care dețin. Din punctul meu de vedere, este corect, e bine, se supune la analiză, însă trebuie o licitație. Deci eu așa cred. Deci dumneavoastră, în momentul în care, deci este, deci, punctul meu de vedere, deci nu că sunt împotriva dumneavoastră. Și așa se și face normal. Deci în momentul în care dumneavoastră se încheie contractul, se licitează. Deci poate să participe și alții. Dumneavoastră să înveți în măsură să ofertați mai mult, ați câștigat terenul sau mă prelungiți contractul pe care îl aveți. Ca atare, eu nu pot să aprob fără licitație ideea dumneavoastră de a prelungi contractul dumneavoastră. Deci da, eu sunt de acord cu dumneavoastră să participați la licitație. A mai fost cazul recent exact cu stația asta pe care o a avut. Dânsul a pierdut contractul. Se licitează, dacă dânsul este în măsură, recâștigă înapoi, merge mai departe, dacă nu, lasă la următor. Iar cu cele 20 de hectare, mi se pare iar normal. Este bine, dumneavoastră, dacă ne aduceți argumentele prin care să spuneți că, domne, în zona cutare eu dețin informații că avem 10 hectare, în zona cutare avem 5 sau 3, sau suprafața în care spuneți dumneavoastră, iar se supune la licitație. Deci nu este nimica. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți că nu este ceva ca să vă defavorizăm de dumneavoastră, dar calea legală este de a licita, pentru că și dumneavoastră vă spun din punctul meu de vedere, dacă ați veni acum și să începeți o activitate, aș cere, cum a mai fost altcineva aici, domnule, faceți dreptate ca să pot să particip și eu pe terenul respectiv. Ca atare, așa mi se pare corect, este bine, noi luăm în calcul, adică eu iau în calcul ce propuneți dumneavoastră, dar cu condiția ca să fie licitație. Și atunci, aveți în cer aici ceva, a scris acolo, ați identificat 20 de hectare din fănați eligibili pentru apia? Mai sunt disponibil? Domnule, nu e eligibil. Eu am cerut în bloc. Deci, am 32 de hectare. Știți, v-am, deci, abucă, deci exact în 2017. În care la apia, deci putem verifica, deci merg de la apia și scotă, sunt 17 eligibilite, restul, diferența până la 32 de plătesc. Și în care nu am cerut eligibile, domnul, v-ați înțeles total greșit. Nu, aici a spus că mai,
Mai este 20 de hectare. Deci în 2017 erau sigur 20 de hectare. Erau, deci erau disponibile, nu eligibile. Disponibile, scuze. Nu, așa. Asta e, domnule, vreau să vă răspund la întrebarea dumneavoastră. Dar eu vă întreb în felul următor. Dacă, deci terenurile pe deal care sunt acum, așa, și nu le cere nimeni, și nu-i mai bine să mi le creați mie să aduc un ban la primărie. Când totuși pun în strada primării, îmbrăcămite din beton asfaltic, în suprafață de 640 de metri pătrați, lungime de 50 de metri. Da? Deci ați văzut dumneavoastră, eu știu când eram mic, de 7 ani, am copilat de aici în față. Atunci era, acum este drum obținut din bombardament, așa putem să denumim, nu mai putem denumi drum din beton. Deci drum din bombardament. Nu drum din el. Deci ăsta e un drum care nu se poate. Asta este, deci este penibil ceea ce spunem aici, ceea ce scrim în, în minunile astea. Așa figurează documentația. Deci o fi figurând, eu nu sunt... Multe alte de să ajungeți, da. Deci, că nu se pare corect ca să scrie drum din beton. Documentația așa este. Nu este drum din beton, nu. Parcare este imobil separat. Și vă spun, doamnă, știți, dacă spunem că lungimea de 50 metri, are 3, 300 ceva de metri. 343 de metri. Da? Da. Deci, clar, 343 de metri. Ce să-ți balast? Da. Balast, doamnă. 1,371? Balast, da. E propriu spus și balast. Dar, să vorbim la propriu, drum rezultă dintr-un război. Nu putem pune pământ, balast. Pune balast, doamnă, hai să punem balast. Pune 1,371. Nu e, ăsta nu e. Balast nu mai este. Nu, știți, eu am luat, probabil am greșit. Am luat din inițialul din 99. Din 99. Da. Dar nu mai era nici atunci, doamnă, dar de ce să nu fim corecți cu noi înșiși și după aia să cerim și altora? Domnul Mictor, n-am nimic. Foarte bună observația dumneavoastră. Nu am nimic împotrivă. O să o să schimb clasificarea din 1372 în 1371 și nu o să mai pun structură din asfalt, beton, asfalt, nu. Este ok. Cred că sunt mai ok. Deci chestia asta sunt mai ok. Mulțumesc frumos. Da, asta e singura cea care m-a bucurat. Da, domnul Grea. Eu am să vă întreb iar din locul terenarului. Întrebați-mă, domnul Mitu, stau aici cât ori să facă de punctul ăsta. Eu aș vrea să stați cât mai mult, dar nu mă las acasă. Cât mai mult, ăla la subiect acolo. N-am înțeles, domnul profesor. Începe mai repede cu control. Facem parantie. Dacă vreți să plecăm acasă, să vreți. Da, domnul Grean, vă rog frumos, luați-vă cuvântul, pentru că o trebuie nu. Dar nu. Să mi se spună că domnule vorbim. Vă rog frumos, este o ședință. Și eu ceva. Deci eu este trecut aici, deci la tuta mă refer, teren arabil. Amplasare de stramirare. Vecinități lor, teren rezervă, izlaz. Deci nu este suprafață mare, deci teren rezervă. Ce se spune din proază că după suprafață este? E 100 de metri pătrați. Este terenul aferent stației de reglare presiune care a votat dumneavoastră, nu. Știți de proiectul ridicare rețea gaze? Prima dată am aprobat 400 de metri și cel de la proiectare nu a spus că între 500 și am mai aprobat 100 de metri. Este colțul ăla din drum până este teren, aferent stații de reglare presiune de la tine. Nu, ai bine, dar scrie teren arabil, de asta m-am... Păi, așa e categoria. Așa e prins categoria teren arabil. Da. Prin autorizația de construire, potrivit legii 350, se va transforma, dacă o să reușim să facem această stație de reglare presiune, mai se va transforma în curs construcție. Mai este încă un teren arabil, tot așa o să facem. Da. Da. Tot acolo. Deci ăsta este 400 cu 100. 400 cu 100. Condiția ca să facem această stație era de 500 de metri. Prima dată am aprobat 400 sau 100 și până am venit cu 400. 500. Vă mulțumesc. La poziția 2. Nu este specificată strada din satul Vișla. Strada Stefan cel Mare. Nu. Să adăugăm strada Stefan cel Mare, n-ați trecut? N-am trecut pentru că... De lumea străzii. N-am trecut-o pentru că, v-am explicat la punctul 2, v-am explicat la clasificarea drumurilor. Este deci, trecută, este plăcut. Trebuie să trebuie să trebuie, dar... Deci, repet, domnul... Și poate... Deci, vă repet, drumurile potrivit ordonanței 43,
drumurile se clasifică în mai multe categorii. Drumurile locale, la rândul lor, se împart în străzi, drumuri comunale și drumuri vicinale. Drumul ăsta de la Vișoara, ce face legătura între Târgu Trotuș și Târgu Ocna, este clasificat ca drum comunal. Și nu i-am putut să-i dăm drum comunal pentru că el are o identificare, 152, pardon. Și așa rămâne, drum comunal 152. Și el este definit ca Ștefan cel Mare, dar inventar trebuie să-mi apară drum comunal. Nu ne aprobă Consiliul Județean nicio paranteză, că nu pentru că și aceste drumuri comunale figurează într-o anexă de guvern, care și acolo sunt menționate, și acolo scrie 152, nu scrie Ștefan cel Mare Ion Mihai de aici. Deci drumurile comunale. La funcția 51, drum vicinal, începe de la Pavel Vasilei până la Balan V. Nu există. Nu există și n-a fost niciun Balan V. Niciodată. Deci dacă ne uităm... Doamne, acolo trebuie să facem canalizare. Eu cum să fac la Balan V, dacă n-a fost niciun Balan B și acolo se termină la Băia Săpunarul. Eu trebuie lui Vasile Rusu, lui Nicușor Rusu, lui Ginerul Vasile Rusu, lui Costel Pavel, trebuie să-i fac gură de canal. Eu cum să scriu acolo Balan B care nici nu există niciodată în fața pământului. Da. Deci, se poate modifica sau nu? Da, domnule, aprobăm poziția 100, aprobăm poziția, domnule secretar. Aprobăm poziția 51. Da, domnule, spate. Din cauza respectivă, domnule, am înțeles. Da, pot să mai vorbesc, ți-am luat cuvântul de a... Dar de ce nu luați, da, tot sunteți la discuția asta, dar de ca să vă ridică mingea la fileu, dar de ce nu luați până discuția, că aveți o problemă mare și o problemă gravă în Vișoara aia, cu inundația aia în finului dumneavoastră, de ce nu spuneți, domnule, în ședință chestia asta? Ia spuneți, domnule, de ce nu spuneți în ședință? S-au dus cei de la primărie și au spus nimic acolo. S-au dus utilajul, s-au uitat și au plecat. Am două puncte la Vivescu. N-am ajuns la Vivescu. Da, domnul Săpunarul. Da. Poziția cât a zis ce vreau. Am notat eu, am uitat eu. Boia Săpunarul. Da. Așa că e, acolo e gardul meu și are doamna contabilă șefă, soțul lui doamna contabilă șefă, trebuie să are acces, are acces acolo. Și Balan vine și închide drumul. Da, deci trebuie să nu-i certă. Gata, domnul Săpunar. Domnul Săpunar, trece de la așa. Domnul Săpunar, stați un pic că nu mi-este clar. Deci vreți să abrogăm poziția 151 sau nu trebuie? Sau vreți să schimbăm numele? Numele doar. Deci ăsta, domnul Săpunarul, este intrându-o la acolo. Exact. Deci dumneavoastră vreți să schimbăm limitele. Da. De la Balan la Săpunarul. Nu, de la Balan, de la Pavel Vasile, la Săpunarul Băie. Să n-apară Balan. Și ne apară Balan. Asta vreau deci să spun. A, deci nu a fost. Și nu a fost. Deci identificare la capitolul 2 punem de la Balan la Săpunarul. Da. Domnul vice. Da, domnule, notez aici. Bine. Bun. Iar la poziția 52. Toată strada este revoltată cu denumirea străzii. Preot Gheorghe Lupescu. Da. Nu! Nu e adevărat! Toți îți ar mâine în cap și vine și mă gură. Propun denumirea strada Răzeșilor. Fiindcă este strada Ștefan cel Mare, noi vrem să o depunem în strada Răzeșilor. Nu se poate modifica acum, domnul Săpunarul, trebuie denumirea străzilor face obiectul altei hotărâri de Consiliul Local, trebuie aprobare de la un aviz special de la drumuri, Comisia de Drumuri, de Arhivă. Vreau să zic că e... Dumnezeu, să terminăm cu preotul, să spun ăsta. Preotul n-a făcut nimic asta. A luat fuiorul și ciolanul. Domnul Săpunar, asta e altă discuție. Domnul Săpunar, asta e altă discuție. Domnul Săpunar, asta e altă discuție. Se poate argumenta ce-a făcut. Vă rog, lăsați pe om ca să spun. O să facem, am înțeles că trebuie să facem altă hotărâre de... De numire, da. Inițiez, mata, o hotărâre cu schimbarea de numire expresă din inventar. Hotărâri, care inclusiv da. Cu votăm. Exact. Haideți, vă rog, veni. Haideți atunci, dacă nu mai avem, să trecem la vot. Vă rog frumos, cine este pentru acest proiect? Eu am subătător.
Abțineri, împotrivă, vă mulțumesc. Da. Trecem la punctul 4, proiectul de drept privind aprobarea și utilizarea sumei de 769.070 lei pentru obiectivul curs de investiții, reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural, s-a făcut atât cu totul județul Bacău. Vă rog dacă se înscrie cineva la cuvânt. Domnul Vitelon. Eu am aici la mapă, eu știu. A cineva? Da, vă rog, domnul. Domnule, vă rog, constantul meu respectul ăsta să vă mai întrebați toată când ai act, să nu știu ce se duce la până. Dar am întrebat destul. Ați fost atenți, deci am întrebat dacă vrea cineva să ia cuvântul la punctul numărul 4, da? Nu s-a înscris nimeni, vă rog, domnul. Trecem direct la expunerea de motive și o să spunem așa. La proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 769.071 lei pentru instituția de bani pentru o sumă de investiții. Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural statul. Acum mă întâlnă, județul Bacău. Aici se spune așa. La valoarea totală a proiectului, și o să vă uite un partea să ne spune. La valoarea totală a proiectului, e 1.965.986.14, adică 433.133 de euro. Mie îmi dă o sumă mult mai puțină. Acum, deci diferența de... Ia faceți legătura din milionul la 440. Dar nu contează, am făcut corecțiuni pentru noi, mai știm, da? Deci valoarea neeligibilă. Deci proiectul de hotărâre privind aprobarea și utilizarea sumei de 769.071 de lei, privind obiectivul în curs de investiții, reabilitare și modernizare. Cu toții știm, cei care au fost în gardă tehnică, am băgat-o de mult, asta ani buni în urmă cu reabilitare, pentru că am înțeles că nu se poate face dărâmat, se fac un gard din nou. Eu nu sunt împotrivă să se facă, se facă nu un, două, 10. Dar am ajuns la punctul în care, ceva mai devreme, și o să le spună să mă refer consilierilor, colegilor mei, deci eu nu am nimic cu cei din satul, cu toate satul Vișoară. Discut cu colegii mei, deci din satul Târgu Troduș. Am avut o discuție clară, adică nu cu ei, am discutat în ședințe. Că am spus așa, băi, investim, nu am nimic. 100 de cămine se facă. Dar când ne apucăm și noi de ceva real în Târgu Troduș, vorbesc de Târgu Troduș, când ne apucăm să facem ceva real? Deci, în speță, un cămin în Târgu Troduș, asfaltare, când ne apucăm? Sunt. V-am știți destul de bine că am avut ședințe și la început de an și v-am explicat ce am venit să fac, și anume parcarea și strada spre cinci asfaltată, aleile pietonale care vor veni pe centru, da? Da, da. Aleile pietonale le-a venit de la cred că figurează că s-au luat și banii. Nu, vedeți, documentația nu e așa de ușor cum vrea... Cum vreți dumneavoastră să da? Eu nu-i vorba că vreau sau nu vreau. Nu mă punem să discuție pe mine. Deci problema ca să... Nu, dar să vreți direct în dictatul să consider. Deci eu vreau la fel de mult ca dumneavoastră să se facă, da? Păi, dacă sunt implicat atunci, haideți, fraților, să-i implică cu toții. Bun. Acum, întrebarea mea, ce milion ați văzut? Citește aici la valoarea totală a proiectului. Și milion am văzut. Se vede clar. Valoarea totală. Vă rog, domnule. Când este până la mână? Când este până la mână? Nu. Noi acum, domnule, discutăm despre lucruri total diferite. Nu discutăm de valoarea proiectului, vorbim de banii care i-am primit anul trecut de la AFIR. Anul trecut am primit de la AFIR, în bugetul pe care dumneavoastră l-ați aprobat și la rectificări, 834.730.37, din care s-au cheltuit numai 65.658.97. A rămas suma de 769.071. Deci de asta nu discutăm de milion și de altceva. Și în normele de închidere, mă lăsați să termin, în normele de închidere, privind subvențiile de la bugetul de stat către bugetele locale, necesare susținere derulării proiectului finanțat din fonduri externe nerambursabile, neutilizate la finele exercițiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local și se utilizează în anul 2019 cu aceea destinație pentru care aceste fonduri au fost acordate în cadrul secțiunii de dezvoltare până la finalizarea proiectelor respective. De 769, de 7 miliarde astea care vă spun,
Nu sunt bani de la bugetul local, sunt bani pe care i-am primit de la AFIR. Dar nu am spus nimeni că sunt bani de la bugetul local. Și atunci noi trebuie să continuăm lucrarea care este în curs și trebuie să aprobăm folosirea lor. Este foarte simplu. Ați auzit dumneavoastră că a spus cineva că sunt bani de la bugetul local? Nu, ați spus că a costat proiectul nu știu cât. Eu n-am spus așa ceva, doamnă. Vă rog frumos să nu puneți pe pingul. Da, da, ați spus că a fost 1 milion și unde e diferența și de unde. Domnule, vă rog frumos, doamnă. Eu am citit din expunerea de motive, doamnă. Deci noi ce trebuie să înțelegem aici? Banii de anul trecut sau din sânge? Și noi trebuie ca să plicăm până și vrem să-i lăsăm să-i cheltuim în continuare la trebuie. Nu de ce avem asta e. Asta e. Da, domnul Ungureanu, eu am înțeles, deci banii au fost rămași, nu s-au cheltuit. Îmi pun întrebarea, de ce n-au fost cheltuiți când am aprobat? Eu țin minte că pentru că nu poți să plătești ceva ce nu s-a executat. Vă rog frumos. Eu vă rog. Dumneavoastră ați spus așa. Până la urmă, avem ordonatorul de credite care îmi dă răspuns. Nu dumneavoastră. Domnul Ungureanu, hai să vă dau răspuns. Deci eu vă spun întrebarea și după aceea răspundeți. Bun, vă rog. Noi în 2017 am aprobat suma că trebuie să mergeți la București ca să ridicați. Așa mi-a zis în decembrie. Da? Nu la Iași, domnule. Deci așa mi-ai spus. Deci în ședință, practic, când am aprobat, așa au fost. Nu spuneți că Iași sau... Nu, domnul Bureau și poate acolo. După ce că vorbești la Iași, bă, măi, la domnul Bureau. Dar cum spui Iași? Deci, băi, bun, dar ce? București sau Iași, domnule, în fine. Haideți, treceți la un alt subiect. Spuneți-mi ce vreți să mă întrebați asta. Întrebarea este, așa. S-a aprobat de atunci, banii respectiv. S-a spus de zeci de mii de ori că s-a pus pe seac lucrarea, s-a început licitația, s-a aprobat, s-a făcut. Începem lucrarea. Din 2017. Suntem în 2019 și tot îl punem spre aprobare în continuu, banii aceștia. De ce? Eu îmi propun și vă întreb. De ce nu s-a continuat? De ce nu s-a început activitatea atunci? Deci noi banii am aprobat atunci. De ce nu s-a început activitatea? Și vă aduc un argument. S-a început un alt cămin asemănător cu al nostru, din bani publici s-a terminat înaintea noastră. Deci fără aprobare, fără bani. Deci s-a terminat cu bani publici înaintea noastră. Noi n-am fost în măsură să ducem proiectul până la capăt cu banii aprobați de la firmă. Care este răspunsul dumneavoastră? Nu am dus proiectul la capăt, domnule. Ce vreți să spuneți că nu am dus proiectul? Păi, dar... Dar eu nu mă plădirea. Arătați-mi plădirea. Deci arătați-mi plădirea unde este. Poate e pus în 3D și nu poate nu se poate finanțează. Deci de ce? Deci de 10 ori v-am întrebat. Domnule, e pus felicitații. Au fost puse și întrebări. Vi s-a adresat și... Din câte știți și informații. Domnul Ungureanu, din câte știu și știți și ați aflat, licitația este gata, da? Să se începe pe exemplu. Nu am aflat nimic, eu nu am vreo de sau. Deci dumneavoastră că vă cumpați, asta e după doar. Asta e după doar. Deci am un pic să vă lucidăm, de ce stadiu este așa? Este licitația câștigată? E câștigată că semnat contractul, e semnat asta. Nu, da. De ce nu s-a făcut treaba asta în 2018? Nu aveți cum, procedura nu-ți permite să faci o licitație. Doamne, eu v-am spus dumneavoastră, lăsați-mă în pace. Deci când vă spun întrebarea către dumneavoastră, atunci răspundeți. Deocamdată, vă l-am întrebat pe domnul. Domnul Ungureanu, știți că mi-a zis dumneavoastră jos acolo că eu sunt șef. Nu, eu sunt și dumneavoastră sunteți direct răspunzător la ceea ce vă spun. Dumneavoastră sunt. Da, da, eu sunt șef. Așa sunt. Deci eu vă țin în felul următor. Procedurile. Vă rog frumos, că aici nu procedurile au durat extraordinar. Eu v-am pus întrebarea. Oare la acel cămin care s-a făcut la noi, nu a trebuit și a necesitat tot la fel aceleași autorizații, aceleași proceduri și s-a terminat lucrarea înaintea noastră? Adică înaintea primăriei? E mult mai complex. Păi cum dacă s-a aprobat deja în 2017 și s-a ridicat banul? Înseamnă că proiectul era valid. Deci proiectul nu era valid. Nu s-au ridicat, nici nu că când am luat banii la șterg. Păi dar în 2017, în decembrie, ați spus frumos, că eu vă scot din... Prima dată la șterg, banii când s-a venit. Sefem, dar nu ai de ce să-i folosești. Deci ei ne-au dat banii în avans pentru cererea care am făcut-o, să-i putem utiliza. Da. Și n-ar fi fost... Licitația... Când s-a pus ultima dată licitația? E posibil să nu
mai fie bani. Acum și nu mai trebuie să la cei care deci, au fost licitația. Deci licitația. Când s-a postat deci, licitația pentru reabilitare cărei? Păi cum ai știți? Păi acum recent. Când s-a postat licitația pentru renovare primării? Deci e o situație... Început din decembrie, noiembrie. Da, până când o... Deci noi aprobăm exact aceleași sume. Nu mi se pare. Noi, nici anul ăsta nu o să terminăm. Deci tot aprobăm sumele, tot aprobăm sumele, tot aprobăm. Dom'le, eu știu că s-au făcut alte primării, exact sistem ca și la noi, când s-a aprobat pe afir banii, exact cum am aprobat noi, că vrem mergeți la București, s-au dus și dă și la București, au luat suma, nu de la Iași, cum spuneți dumneavoastră, deci de la București. Și a început lucrarea, s-a și terminat. Deci s-a și terminat exact aceleași stabile, exact reabilitarea, da, exact tot. Noi nu ne mișcăm conform... Păi nu, domnule, eu cred că așteptați să vină, eu știu cine, la licitaș. Așa bănuiesc eu. Domnul Ungureanu, vă rog frumos să nu faceți afirmații. Doamnă, vă rog frumos să concentrați în procesul pe val, pentru că eu am timp să aduc în instanță, pentru că eu m-am săturat de aceea calopii. Dumneavoastră credeți că eu n-am coloană sau care e treaba? Ba da! Eu mă ajută, pe mine nu mă ajută să mă ridic la nivelul dumneavoastră și să păi foarte bine. Este o procedură care trebuie urmată. Înțelegeți. Domnul primar, contactul e făcut? Este. Aveți termen de acceptare? Ce mai doriți? Au oprat procedere. Ce să mai poți? Domnilor, deci am terminat cu... Cred că asta deranjează. Cu căminul ăsta. Cred că asta deranjează. De ce s-a făcut? Ce s-a făcut, domnule? Da. Păi vă deranjează pentru că se face ceva în comună. Da. Deci, domnule, te deranjează pentru că în comună a trecut totul să faci o reabilitare de 800.000. Domnul Văcar. Asta te deranjează pe tine. Să nu se facă, domnule. Eu cred că mă deranjează faptul că nu s-a putut începe acolo. Nu, domnule, nu se face. Domnule, nu este punga mata, este punga statului. Nu-i punga mata. Domnule, e punga statului. Așa, de ce nu s-a pus că licitați? Eu asta mă facem așa. Cu bani nu se face așa. Intră în pușcărie dacă semnează ceva, domnul primar. Domnul primar, asta a intrat în pușcărie când a făcut deturnare de poduri. De asta când s-a făcut deturnare de poduri cu festivalul Trotușului a intrat. Nu s-a făcut nicio deturnare. Nu s-a făcut. Vom face și anul acesta. Domnul Vreanu. Da. Vă rog ca să trecem la vot, că văd că discuțiile degenerează de la banii, de la apir, la... Vă rog frumos! Dar ce contează, domnul Mitea, dacă procedurile, doamna, spune aveți că durează aveți acasă toate copiii după hotărâri când s-a rectificat, că primiți tot materialul și vă puteți uita cum să ați aprobat rectificările când s-au primit banii. În octombrie s-au primit, în octombrie. Dar spuneți-mi că este anul trecut. Anul trecut în ce? În atunci s-au primit. Banii sunt acolo, trebuie să stea acolo. Asta contează. Eu mă revolt pentru că noi aprobăm bani. Hai să facem, dragă, nicămin cu niște bani și ne mai certăm și dacă ne-am aprobat în noiembrie. Domnul președinte, te revoltă numai un pic. Pe tine te revoltă situația asta, da? Da. Dar nu te revoltă situația care este actualmente în Târgu Trotuș. Deci nu te revoltă prin chestia asta. Care situație? Că nu avem cămin cultural, că nu avem canalizare, că nu avem drumuri. Deci nu trebuie cu chestia asta. Pe mine mă revoltă toată chestia asta, ideea este, hai să o facem. Păi să o facem, frate, dar cât este al 10-lea, e cu ăsta, nu e modificat de mine. Lasă-o, Doamne, iartă-mă, dă-i drumul de variază odată și dă-o soarta. Da, deci haide să trecem la vot. Cine este de acord cu proiectul ăsta numărul 4 cu investiția asta? Vedem când se termină, da. Cu tot acolo, ridicăm mâna de urmă. Așa. Împotriva abțineri, vă mulțumesc. Da, trecem la punctul numărul 5. Proiectul de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile formulate de către domnul Vitel Liviu împotriva hotărârii Consiliului Local al Comunei Târgu Trotuș din numărul 26-2019. Vă rog, domnul. La atingerea plângerea prealabilă, să citesc solicitul pe care a hotărât CR numărul 26-2019. Și motiv. Pe excepție. Și cu care de... Vă rog,
Hotărârea respectivă a elucidat flagrant dispozițiile imperative ale legii speciale 215/2001, care reglementează imperativ, nu dispozitiv, modalitatea concretă de organizare și desfășurare a ședințelor Consiliului Local, normă de la care nu se poate deroga sub nicio formă. Astfel, s-au umplut dispozițiile imperative ale articolului 39 alineatul 4, deoarece nu s-a emis convocator înscris cu cel puțin 3 zile înainte și nu subsistă sintagma maximă urgență sau neîndată. Pentru evitarea eventualelor avizuri legiuitorul a statutat, nici o ședință nu se poate desfășura legal fără un convocator cu cel puțin 3 zile înainte și înscris. Este evident că aceste condiții fiind cumulative și nu selective, iar că lipsesc toate trei, sancțiunea trebuie să fie nevastătoare, soduse cu desfințarea actului administrativ amintit. De asemenea, actul administrativ s-a emis în condițiile în care nu subzista o urgență deosebită pentru că adresa instituției prefectului numărul 696/2019 nu reprezintă un act de autoritate. În speță, nu poate prefectul să ne prezinte un act de autoritate în care să ne impună nou ca și consilier local, noi care suntem legiuitorii, care legiferăm acte și hotărâri ale Consiliului Local, să ne impună cineva că eu trebuie să vin peste Doamne ca să vin ca să fac ce. Așa, prefectul trebuia să atace în contencios administrativ, pe condiții de legalitate, nu de oportunitate, hotărârea cele din 12-12-2018, sau putea să dispună suspendarea efectelor acestei hotărâri. Acum vine în fața noastră, domnilor consilieri. Stimată doamnă, când a avut loc votul și doamna Postolache a fost dată jos de la conducere, eu m-am întrebat în ședința din decembrie, am spus, doamnă, se poate numi un viceprimar? Și dumneavoastră a spus că nu. Eu, cu adus procesul de fapt, mi-l amintesc, deci perfect. Vă spun, scot din context, perfect mi-l amintesc. Doamnă, se poate numi un viceprimar acum în ședință? Și dumneavoastră a spus nu. Total fals, doamnă. Total fals. Era, era perfect legal ca să putem numi. Atâta timp cât s-a fost cu două, trei indemnițe. Doamnă, nu e nicio problemă. Sau dumneavoastră puteți face, puteți face altceva, doamnă? Eu nu fac nimic, doamnă. Nu, puteți să vă duceți, dacă în caz că doar în casă dumneavoastră... Că domnul primar este cel care inițiază toate proiectele de hotărâre, așa, da? Da. Și atât. Nu fac eu din inițiativa mea propune viceprimar. Deci, domnilor, domnule Gelor, de pune o întrebare. Văd că ajungem iar la problema, cred că de-a vreo 2-3 ani am mai pus-o de vreo 2 ori, de legalitate. De legalitate la toate ridicările astea sau comorile astea de mână care tot facem noi. Și la proiecte și la inițiative. Păi domnul președinte, dumneavoastră mi s-a fi părut că nu a fost legal ceea ce am făcut atunci? Nu, domnul Mititeu, eu mă refer că nu știu care din situațiile astea e mai legală. Văd că ajungem în situația care e mai legală. Votul de atunci, credința de acum, hotărârea, eu știu, prefectului sau... Domnul președinte, prefectul speță trebuia să atace contencios administrativ. Deci noi ca legiuitori, deci spune clar, viceprimarul poate fi demis prin ordinul primarului sau la o treime din numărul de consilieri locali aleși. Motivat. Deci poate fi, deci din două treimi, dar poate fi, deci o treime, se poate supune demisia. Adică se... Două treimi. S-a îndeplinit, a fost deci, un cu două treimi? La, da, la propunerea la o treime... primarului. Nu. Sau o treime... Propunerea la o treime da. Și votul la două treimi. Da, domnule. Da. Corect. Bun. Pentru că asta eu, unul personal, nu știu noastră, nu înțeleg. Până la urmă, care-i mai lege de aici? Că și prefectul zice că e legea, și ordinea Consiliului Local zice că e legea, și următoarea. Domnul președinte, stați puțin că deja acum vă dăm în derizor. De ce? Dumneavoastră știți că după ce s-a terminat ședința, deci ședința s-a încheiat. Doamna a fost debarcată. A doua zi,
Doamna din față aici, doamna secretară, avea obligația să ceară avizul de legalitate. Să spună, e bine ce au făcut sau nu e bine. Așa este, doamnă? Eu am termenul de 10 zile. Și dumneavoastră în 10 zile ați dat drumul, doamnă? Da, nu, minister, chiar am dat. Si. Și unde este, doamnă, acea aviz de legalitate? Trebuie să vi-l aduc, eu recep pe toate hotărârile, domnul Mititelu, nu nici era întâmplare. Aici am cerut în mod deosebit, că a fost o situație de excepție. Eu toate hotărârile care le trimit la prefectură, cu adresă comunitar pentru aviz de legalitate. Veniți cu o dată în dosare. De ce vreau să mă mică? El v-am zis atunci, haideți vă rog. Deci, domnul... Stați puțin, domnul Doreanu. Domnul Mititelu, deci... Mai aveți ceva de domnul? Eu vreau ca să vă expuneți dumneavoastră să nu aveți niciodată. Numai, indiferent de votul colegilor de astăzi, indiferent, procedura merge mai departe. Deja mă doare capul cât e. Deci mă aberații în acest... Aberații! Bun, efectiv aberații! Aberații! Bun. Cum adică să-ți spui tu să vină, să le impună domnul Adrian Pavlovor și băi, fii atent cât e. Nu e la ședință, că nu știu, și votez așa. Nu se poate așa ceva! Deci asta... Deci nu se poate! E democrație, o fi democrație, frate, pentru unii, pentru alții... Haideți! Am înțeles, da. Domnul Ungureanu, vrea să adăuga ceva, vă rog, dacă... Dacă mai am nevoie. Nu găsesc procesul verbal de pe data de 6, dar... Vi-l dau eu. Mi-l aduc aminte. Vi-l dau eu, uite. Vi-l aduc aminte. Referitor la acest punct, noi o să aveți votul eu. După câte știm, doamna secretară a fost întrebată, a fiind secretar, știind și legile, dacă este bine ceea ce s-a făcut, adică s-a adevărat. A zis că este legal. Asta a fost întâlnire. Deci de aici, să deducem noi, altădată, nu mai trebuie să întrebăm pe doamna secretară, că doamna secretară are un punct de vedere, depinde de om. Deci dacă consider, că dacă, că înseamnă că dumneavoastră, dacă nu știți legea perfect, ne-ați dus în eroare. Așa consider. Deci dumneavoastră ați fost întrebată că la... Da, domnul Ungureanu, tot ce se întâmplă în Consiliul Local Târgu Trotuș de 2 ani, eu m-am dus în eroare. Vă scuzați, vă rog. Așa este. Haideți chiar cum te spun, dar ce să ați fost întrebat. Doamne. Întrebată. Este... Da. Deci eu mă abțin de la orice comentariu începând de aici. Vă rog frumos. Deci eu v-am întrebat. Colegii v-au întrebat. Am dat hotărârea, v-am zis de atunci. Deci e legal. Așa s-a spus. Prefectura a avut altă părere. Nu sunt singurul secretar din lumea asta care sunt atâtea, sunt contestați și date din instanțe. Nu mai trebuie să cu aluzii de alea. Noi am întâmplat. Gata, am spus și am spus. Gata, am spus că aici nu vreau să mai discut mai departe. Am înțeles. Următorul fapt. Acest proiect, înainte să mergi pe... Deci au fost mai mulți care au aprobat. Nu mi s-a părut corect ca domnul Clement să spună. Aș vrea să spun că inițial am fost pentru schimbare din funcția de viceprimar a doamnei postulate de Ruța. Am fost unul dintre inițiatorul proiectului de hotărâre din luna decembrie, din discuțiile purtate cu colegii mei din PSD. Am fost desemnat să candidez pentru funcția de viceprimar. Între timp, din motive personale, nu mai doresc să fac acest lucru. Corect. Nu mi s-a părut acest lucru corect. Trebuia să întrebe și pe celălalt. Pentru că dacă... Dumneavoastră trebuia să veniți la ședință. Deci dumneavoastră, mai întâi, trebuia să întrebați pe cei care v-au susținut. Pentru că când ați venit, ați spus așa, să mă susțin. Da? Și am semnat pe mine nu m-a influențat nimeni cum să votez. Eu nu trebuie să întreb pe nimeni. Păi ați venit la poartă la mine? Ați fost convocat la ședință, de ce n-ați venit la ședință? Domnul Clement, ați venit la poartă la mine. Am zis la careva cum să votați? Da, ați venit la poartă la mine. Colegii au votat, s-a votat. Dar de ce să vin la poartă la mine? Domnul Clement, ați venit să semnați. Domnul Clement, ați venit să semnați. Trebuia să spuneți așa. Domnule, eu nu mai vreau să candidez. Luați voi sau cei care vor în continuare, candidați noastră. Asta e aici. Cu scuticile. Pentru că asta trebuie să luați în calcul. Totdeauna m-am uitat pe procesele verbale care s-au inițiat.
Am fost printre timp. Dumneavoastră, dacă ați inițiat acel proces verbal sau acel proiect de hotărâre, trebuia să fiți precum primul. Ca să fiți acolo, să menționați, domnule, eu sunt inițiator. Are deci, relevanță? Are relevanță, pentru că nu treceți în față și bănuiesc că ne-ați folosit. Deci asta ne-a luat după mine. Ne-ați folosit pe noi. Din punctul meu de vedere, ori v-ați însușit interesele personale, deci v-ați atins scopul, ori ne-ați folosit, ori ați fost incompetenți. Domnul Ungureanu. Deci asta cred eu, din punctul meu de vedere. Dumneavoastră trebuia să luați, cum ați discutat înainte cu noi, așa trebuia să discutați și pentru alegerea care ați făcut atunci. Așa mi se părea. Asta să nu asta trebuie să discutăm de pașa. Poate înțelegerea noastră o așa. Domnilor, deci, vă rog încătate, problemele astea, haideți să ne discutăm în altă parte. Este punctul meu de vedere. Da. Bun. Da, doamnă. Dumneavoastră sunteți inițiator. Domnul președinte, fiind inițiatorul, vă rog tare mult și cu asta am încheiat. Să supuneți la vot. Dacă se aprobă proiectul, deci așa sau se respinge? Am înțeles. Da? Deci, domnule, vreau să înțeles prin ce soluționarea. Plângerea făcută. Deci, proiectul de hotărâre clar, deci plângerea făcută. Plângerea făcută. Deci, vă rog frumos, trecem la vot. La proiectul de hotărâre inițiat de domnul Liviu Riditeu. Deci, se spune dacă se aprobă, deci, sau se respinge. Deci, să ne înțelegem ce trebuie să votăm. Domnul Mititelu, îmi dați voi să explicați dumneavoastră. Da. Deci, proiectul de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile formulată de către domnul Mititelu Liviu. Sunteți de acord cu plângerea dânsului sau nu sunteți de acord? Nu, domnule. Nu, domnule. Citești, domnule. Citești proiectul. Proiectul. Exact invers. Scuze-mi. Că este alea, că... Articolul 1, mă vom. S-a lansat ferea. Articolul 1. Se respinge sau... După aceea nu. Mă trebuie spingea... Ok. Da. Se respinge... Da. Plângerea prealabilă, numărul 1, așa, din 11.03.2019, formulată de domnul Mitel Oliviu, potrivea hotărâre Consiliul Local al Comunei Târgu Cotru, numărul 26, din 6.03.2019. Da? Deci, se respinge sau nu? Asta e problema. Vă rog, treceți la vot. Cine este pentru respingerea plângerii domnului? Cine se abține? 3. Nu m-am pisat și 3. Domnul Moise, Abave, și nu cine, cine este motivă? 3. Vă mulțumesc. Trecem la punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea organigramului și statutului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Târgu Cotru. Domnul Mititelu. Ai cineva? Are eu și da. Da. Vă rog frumos, domnul. Da, mulțumesc. La proiectul de hotărâre, stimați colegi, poate nu știu dacă e noi, spune așa la hotărâre, se aprobă transformarea unei funcții contractuale vacante în funcție contractuală de execuție cu altă denumire sau în funcție contractuală de nivel inferior ori superior. După cum urmează. Funcția contractuală vacantă de execuție de consilier personal al primarului cu studii superioare 1A, din cadrul compartimentului cabinet primar în consilier personal al primarului, cu studii medii, în cadrul compartimentului cabinet primar. Statul de funcție al aparatului de specialitate al primarului, aprobat prin hotărârea Consiliului Local, numărul 30/2016, se modifică în mod corespunzător. Bun, spune că
precedent la hotărâre, poate fi aplicat la tribunalul public. Acum secția de civilă și contencios administrativ. Eu vin acum întrebarea, nu către dumneavoastră, dumneavoastră ar trebui să fiți foarte atenți și eu adresez domnului Ardean. Păi, domnul Ardean, tu din 3 ani ești primar comunei Târgu Trotu și tu, în 3 ani de zile, îți mai trebuie consilier personal pentru ce îți trebuie. Dacă știm foarte bine că s-au perindat, 1, 2 și n-au făcut nimic, îl aduci pe al treilea, deci îl luăm de la grad superior, la cel mai inferior. Cu ce ar putea să te ajute cel cu nivel inferior decât unul cu un grad superior de cunoștinții? Deci te rog foarte sincer să ne răspunzi. Deci tu în 3 ani îți trebuie să fii consilier, deci până acum n-ai, ai fost consilier în mandat, am fost superior. Și 3 ani. Deci nu am terminat, da? Deci din 3 ani de zile, fiind primar acestei localități, acestei comune, îți iei al treilea consilier, care știm foarte bine, deci știm foarte bine unii dintre noi, poate unii nu, dar unii dintre noi știm foarte bine ce au făcut ceilalți. Adică zero barat. Zero barat, îl aduce pe altul ca să facă și un mai mare zero barat. Te rog frumos să-mi răspunzi. Deci odată nu vorbiți cu apelativul voi, da? Domnul Adrian, scuze. Așa. Se transformă din post cu studii superioare în studii medii. Dar e direct sub primar și nu înseamnă neapărat că angajez. Eu vreau să transform postul. Deci mi se pare... Dar scrie ceva de angajat? Spune așa. Așa. Se aprobă transformarea. Așa. Adică ceva de angajat. Nu e nimic de angajare, spune clar. Cum v-am răspuns? Se aprobă transformarea unei funcții contractuale vacante. Este vacantă, da? Exact. Și dumitale, fiind jupânul numărul 1 a 2, intitulat ca și Nicolae Iuz, hai mă să faci și transfer funcția de la consilier superior cu studii superioare, să dăm la unul care are studii medii. Vezi, doamne, o fi ala mai deștept decât ăla din clasa de jos, ăla care... Dacă nu uităm ăla cu unul, am spus mai bine cu gustul. Hai să fim serioși. Dar nu vreau să dăm, nu facem comparație. Fără jingle. Deci eu nu vreau să facem comparație, dacă vreau ca să știi din echip, da? Clar. Deci să trecem la lucruri serioase, te rog foarte frumos. Trecem la lucruri serioase. Nu e dictat, nu ne-am dat. Da, da. Deci nu scrie de angajare, scrie de... Nu scrie, dar ai venit foarte bine frumos că se transformă funcții vacante. Pentru ce este caracatis așa și secretomania, fratele meu? Pentru ce e atâta se... Știm foarte bine, atâta secretomanie în primăria asta, de nu se poate, frate. Nu se poate. Nu, 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 nu exagerez. Eu spun exact lucrurile pe nume. Știu. Spun. Da, da, știu, știu. Știu. Da. Spune nici nou. Cine urmează să vină? Vă mult. Vă mai stați puțin ca să m-ați încurcat. Deci aici e vorba de coborârea la o funcție, un grad, nivelul de studii pentru funcția de consilier, da? În momentul când o să fie ocupată funcția asta, bănuiesc că va fi anunțat, nu? Da. Dar nu este și postul este direct al primar. Deci primarul poate angaja asta. Deci legea spune că poate angajezi orice. Bă, dacă este, mă, frățioare, care frățioare? Bă, dacă este așa, mă, frățioare, de ce mai aduci pe la consiliu? Nu mai aduce, mă, la fraier, mă. Nu mai dat la fraier, mă, consilier, mă. Fă tu, mă, că tu ești jupânul, tu poți să angajezi. Și nimeni nu ți-a reproșat nimeni nimic. Nimeni nu ți-a reproșat nimeni nimic. Bă, ești primarul, bă, frate, angajezi și dă-a fără cu ei. Culmea e că vreau să te angajezi chiar pe dumneavoastră. Nu, mulțumesc, lasă gargara, cum să tu din urmă. Și eu trebuia. Deci eu primul rând, Prietena, și în primul rând nu-mi dau din sărificița de consilier și nici nu am nevoie de angajare. Domnul Vedeteanu, deci problema e clară. Deci e vorba de coborâre de nivel. Domnul Bureanu, vă rog, haideți. Eu aș vrea să... adică mă gândesc. Dacă Georgel, domnul George, a fost angajat pe post de consilier, după câte știm prima dată, s-a zis că este angajat cu primăriei. După angajatul primăriei, s-a ajuns că pe postul de consilier al domnului primar. Am ajuns la concluzia că primul răspuns care a fost angajatul primăriei, acela a fost al lui domnul George. Deci domnul George a fost angajatul primăriei, a ajuns pe post de la primărie, angajat. Aici nu pot să-mi dau seama decât atât, sunt niște interese personale pe care se vrea ca cu domnul George, care bănuiesc că a avut studii superioare, nu s-a putut face în primărie proiecte și multe alte care ar fi necesitat pentru această comună,
să coborăm la 4 clase sau la 8 clase și culmea ar fi ca ăla cu 4 clase sau 8 să ridice nivelul primăriei extraordinar de mult. Din seamă liceu, domnule. Da, dar indiferent dacă a făcut respectivul, a avut facultate. Deși la liceu, deci acel cineva cu liceu o să fie mai deștept decât celălalt cineva cu liceu. Îmi pun întrebarea, de ce nu s-a angajat atunci pe post de consilier și de ce nu s-a pus din prima cu studii? Domnul Ungureanu, dumneavoastră, credeți că eu sunt mai prost ca George, că eu am studii mei. De ce dumneavoastră? Dar aici de notați, de ce dichetați chestia asta cu unul dacă are 3 facultăți și mai prost cu 9 facultăți sau nu? Deci aici denotă un lucru. Dacă schimbăm deja regula jocului care era stabilit dinainte, că trebuie să aibă studii superioare, studii medii, asta înseamnă că trebuie propulsat cineva în postul respectiv, care nu are studii necesare. Deci văd că regula asta e stabilită de noi. Dar de ce nu o stabilește primarul, domnul Viorel? De ce să nu ne-am mai face principiul? Deci, mai de asta de eu consider. Da, hai să... Deci, vă rog, frumos. Păi, continuu mai deci, la constituirea județului local, noi am aprobat ca primarul... V-am lăsat, domnul Vizitor. Poate nu eu, domnul, văd că de votat. Da, domnul Creșei de Știință. Vă rog, voi să vorbesc și eu. Lăsați să termin, domnul Gureanu. Domnul Gureanu. Vă rog, domnul Gureanu. Deci, poate nu știați pot să-mi duc la capăt ideile pe care le-am. Dar important este, și vreau să menționez, că nu mi se pare corect, atâta timp pentru domnul George l-a angajat în cadrul primăriei să-și ia consilier. Ce a denotat aici? Că domnul George, dacă a plecat, n-a mai avut nevoie de consilier. Ca atare, nu mi se pare corect ca noi să aprobăm acest post. Vă rog, domnul primar, dați explicații la treaba. Înțeles că domnul... Deci, la constituirea Consiliului Local am aprobat prin regulament de ordine interioară ca primarul poate angaja unul, doi consilieri personal. În funcție de populație? Noi aprobăm. Am aprobat noi. E în lege foarte clar. Ce știi și în lege. În funcție de populație. Nu, dar noi am aprobat prin regulament. În sensul acestei prerogative, domnul primar are dreptul să-și aleagă, nu trebuie să ne dea nouă pe cine alege, să-și aleagă unul, doi consilieri personali. Deci de ce nu alege? De ce nu alege? Lăsați-mă să vă spun. Pentru ce mai bagă din bot așa? Deci asta este procedura. Asta nu-i procedura. Păi este procedura. Dacă unii din consilierii personali pe care i-a angajat va trece pe alt post, dumneavoastră are dreptul să-și angajeze la consilier. Și atât angajăm, domn Petrică, cu... Angajăm, domn Petrică, dar are nevoie, dumneavoastră, pentru că noi am aprobat, are nevoie de afecțor. O să avem și o pot de tăia fruză la câini, o să vă spun. Domnul consilier. Cu studii medii, are mai menționat după aia. Nu contează, poate să fie și dragorist, dacă este bun, între poate să fie și dragorist. Domnilor, vă rog frumos că ăsta e motiv, văd când să ne ajutăm. Problema este în următor. Trebuie să vă alege, domnul primar, un consilier poate să fie cu studiul. Dacă domnul primar nu are impuneri de studii, limite de studii, că e studii medii, că e studii medii. Legea nu impune treaba asta? Da, domnul președinte. Vă rog, haide să votăm proiectul. Cine este pentru? Hai, domnul. Cine a fost că cel de dor? Că nu votez, domnule, nu votez. Votez cum vreau eu. Da, da, da. De ce? 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cine se abține? Abțineri, vă rog. Abțineri, 1, 2, 3, da? 3. Cine este împotrivă? Și acum trecem la punctul numărul 6, diverse, vă rog. Domnul Viditelu.
Da, cineva? Ungureanu? Săpunaru? Da. Dacă mai are cineva, mai... Pot eu plec, sunteți, da? Vă rog, vă rog, aveți un vreau să rog, doamna secretară, ca să notezi exact cine a fost pentru, cine s-a abținut, cine a fost împotrivă. Mulțumesc frumos. Luați-l la punctul numărul 2, că veniți doamna Dana, cuvântul. Mi-a solicitat, mi-a dat pe telefonul cetățean și m-am dus, o să vă spun că nu m-a sunt din firul domnului Cosite. Și acolo Balta a zis că au venit utilaje de la primărie și acolo omul, deci a scos apa din cel puțin 4-5 ori, mai inundat. Cred că știți de ce. E de Gabi, cum îi spune? Ăla? Așa, Gabi ăla, da. Care domnul ăla? Deci nu s-a făcut nimic problema. Da, unde am fost noi și am... Da, fost dumneavoastră v-ați pus acolo? Da, sigur. Și ce ați făcut? Mai concret, așa, ce ați făcut acolo, dacă ați spus? Da, am fost cu Budo, i-am dat, avea în dreptul lui comaltat. Colmatat. Da, avea crengi, mă rog, și l-am ajutat să... L-ați ajutat, da? Da, da. Doamnă, spuneți-li celor și care... Și acum avem celor care lucrează pe utilajul la primărie, da, să fie puțin mai maleabil, nu să vină să certi cu cetățenii și că-și faci, că-și de la voia, da, stați, să se ducă... Deci la domnul ăla, da? Da, domnul ăla, da, da, da. S-a uitat la acolo. Nu, mă, Adi. Acolo-i fur. Adi, acolo, mă. Domnul. E nevoie de o țeamă și de o traversare. Hai să ne luăm din unul sau să mergem în stați să vă spun că domnul Olar nu mi-a dat voie să intrăm în curte, că a zis că îi stricăm. Și am... Nu mai la șanță el l-am ajutat. La șanță, doamnă, băiatul, la șanță vrea, doamnă. Stați un pic, mi-a dus cu pompa ca să scoatem apa din beci. Așa. Și n-am fost de acord. N-am fost de acord. N-am mai fost de acord. A zis că o scoate și așa. Așa să faceți un proces de acolo. Exact, așa o să facem. Păi așa vrea, doamnă, pe momentul care există proces de acolo, atunci... Da, pentru că vor de izboară și nu mi-am mai chemat. Nu, dar mâine dimineață mă duceți la asta. Și o să fac treaba asta. Și faceți treaba asta. Exact. Nu mai e de asta. Bun. Mai aveți propunere, domnule, probleme domnitea. Nu, mulțumesc frumos. Da, vă rog. În afară de câteva, scuzați-mă, în afară de câteva vecuri care le-am văzut, se ducă, doamna, că le-au preluat postul. Sunt probleme, da? Da, sunt câteva vecuri astea. Da, trebuie să aveți de post. Sâmbătă, sâmbătă, vin în... Am înțeles. Alte întrebări. Da, vă rog. Acustic, aveai probleme. Domnul Ungurea. În legătură cu bugetul de anul acesta, solicit ca domnul primar să facă cu minim 10 zile înainte ședința cu bugetul. Eu am zis ca să-i facem împreună, cred că ce mai bun noi. Da, deci, da, de da. Zile, pentru că în cazul în care nu se ajunge la comun acord, să avem timpul necesar pentru da, a mai nu, face. Nu, nu, facem împreună ce mai bun. Nu mai facem încă o ședință în ultima bun. Zi, că trebuie să... Da. Am prins ideea, da. Altă întrebare, vă rog să mai scrieți. Trebuia să fie prezentat execuția bugetară. Nu, să fie prezentat. Aia a fost doar ca ceva. Vitieri de votări. Domnilor, vă rog frumos. Doamna Arici. Da, vă rog, domnul. Deci trebuie execuția bugetară, trebuia prezentat. Până pe 31 martie. Vă rog frumos, luați atitudine, să ne aduceți da. Execuția și să țineți cont că urmează contul de execuție bugetară care trebuie întocmit și să fie la timp. Nu mai vreau că se spune că domnul nu s-a putut. S-a da, da. Am înțeles. Știu în discuția din bun. Atât. Două propune. Domnul la rău care la Dan Molaro privește la argit la nivelul celorlalte canalizări. Nu așa, că este un bazin hidrografic... Domnilor, vă rog frumos, nu, stai, nu folosiți să astea, nu începeți campania electorală de facultate. Nu, nu e, nu trebuie la se duce mai bine. Este ce pretează în omul respectiv. Eu vreau să vă spun, deci omul ce-a curățat așa. Vă rog frumos. Dar nu e suficient, că cei de la deal își lasă creier și trebuie lărgit, mi-a dat. Am înțeles, am înțeles ideea. Dar de ce mai trebuie? Iată, altă propunere, acolo la emisiunea de stat, trebuie totuși, nu se cunoaște bine stația de microbuz. Trebuie mutată în loc unde se poate acosta microbuzul și am propus, dincolo de intersecția către textila, către textile, aici am trebuit totuși, către Unești,
cu 20 de metri mai încolo, dar se vadă. Se bancă și placă din cauza că nu oprește microbuzele. Notează. Deci nu oprește microbuzele în stația de autobuz la capătul satului. Și am avut reclamații, adică reclamații. Am înțeles. Bun, ținem cont și de asta. Vă rog, domnul Moise. Și poftiți, domnul Moise, dacă aveți. No, domnul Mureanu vrea să mai... Nu a fost campanie electorală. Gata, domnul Mureanu, vă rog. Am propus o soluție. Am luat de mine, am un lucru mai mare care nu știu. Vreau să-i aduc discuția înainte și să ajuns să discutăm la diverse. Problema cu domnul Cozi. Așa. Traseul respectiv. Măi, nu știu e problema respectivă și când am fost noi acolo... Domnilor, să ne fie foarte clar, acest om este discutat în fiecare ședință. Nu are voie nimeni să facă lucrări pe domeniul public de capul lui. Eu nu știu cine a dat o aprobare, tot satul este capul nostru, ne iau de câte ori trecem pe acolo să iau de noi. Haideți odată să mergem cu cel puțin consilieri din Tuta, în frunte cu primarul și cu viceprimarul, discutăm cu el dacă nu se poate. Știți că am mai avut N discuții în care trebuia să ne prezentăm, să vedem ce facem acolo. Într-adevăr s-a deformatat o bucată de 200 de metri, cred, din Albia, inclusiv partea lui, unde a băgat și niște dale de beton, dar din câte știu, din câte am fost acolo și a fost și domnul consilier Clemen, având teren acolo, nivelul apei nu este sub, doar că s-au înfundat într-adevăr cu utilajele țevile, dar am zis că desfundăm, deci nu există să rămână lumea fără apă. Deci trebuie să ne înțelegem. Nu o să fie problema să nu rămâne fără apă. Deci problema se pune între vorba. Și în ce punctul meu de vedere, ce s-a făcut acolo este o tâmpenie și un interes personal pentru cineva. Și vă spun și de ce. Acele bazine nu trebuiau, până la urmă, aprobate și înfundate. Deci nu trebuia, domnilor, pentru că în alte părți se captează apă, se face pentru să aibă posibilitatea țăranul să ude. Noi tocmai ce s-a făcut înainte, noi i-am dat posibilitatea, am anulat. Haideți să vă răspund. Deci, așteptați. Așa. Problema este că pentru un metru, cât are domnul Cozid, s-a stupat iazurile respective. Păi domnul Cozid, după câte am înțeles, în colț acolo a cumpărat un teren. Acolo exista un drum de acces pentru populația care mergea pe partea aia. Deci, situația fost pe următor. Haideți ca să vă explic, ca să nu pierdem, să nu pierd filmul. Dacă nu mă lăsați să... Imediat, vă răspund la întrebarea asta și după aia mă spuneți pe a doua. Din cauza sesizărilor repetate dintre domnul Cozid și domnul Bacaru, s-a lăsat dispoziție scrisă prin care Garda de Mediu a ordonat să se închidă bălțile. Nu primarul a închis bălțile, nu Consiliul Local. De ce nu înțelegi? Există dovada, o să vă prezint o copie ca să nu mai... Deci nu primarul a închis. Că vrem să le deschidem și eu vreau să le deschid ca să aibă populația într-adevăr cu ce să aude, urmează un procedeu iar prin care trebuie să ne înscriem, deci, să figurăm la avele române. De ce noi facem investiții din chiri când l-am avut? Deci, din punctul meu de vedere, am înțeles, am fost sesizați. Doamna de mine mi-a spus, dar bănuiesc că acolo trebuia îndeplinite niște condiții și era mult mai ușor să facem condițiile respective ca să poată să funcționeze bazinele respective. Nu ca să astupăm și venim acum cu modalitatea că le deschidem. Că până când le deschidem, durează zeci de ani de zile. Și respectivii cetățeni din zona aia nu mai au sursă de apă sub nicio formă. Din acest punct de vedere. Nu mi se pare corect ca el să facă o regularizare de un părău sau indiferent ce este, atâta timp cât pe partea lui își ia măsuri în așa fel încât să nu mai intre sau să nu mai iasă părăul acela din mapă, din zona respectivă, însă dacă vă uitați atent, supune unei greșeli pe care el în partea opusă o luat cu castorul mai mult și dacă vine mai mare, intră exact pe partea opusă. Ce ar trebui ca dimineața să ne ducem acolo? Domnul primar, trebuie ca discuție și domnul Moise are dreptate. Nu se poate rezolva nici de dumneavoastră, nici de. Facem o comisie, facem o dispoziție, toți consilierii de la Tuta, mergem, facem un proces verbal, că acolo treaba este și-a bătut joc de tuteni, domnule. Și-a bătut joc de tuteni. Păi, și de ce am acceptat noi ideea aceasta să-și bătut joc de tuteni cum a vrut el. Ce știam eu, că eu știu. A avut un metru jumate față de clădire. Păi este acum, gardul care nu cred că are mai mult.
El a preluat mult, domnule. Să vedem cât e cadastrul lui, să vină el cu documente. Mergem și noi cu doamna inginera Bătrân. Nu, domnul, că... domnul Băcar. Dar nu mi se pare corect ca el să îngrădească și să astupe... N-avea voie. ...cine cu acordul îi pui din inginera... Gărduirea se face cu autorozeasă, nu se face decât el. Domnilor, are toată documentația legală despre ce vorbim. Punctele s-au dat de față cu mine. Haideți deci, să nu mai... Deci el avea dreptul să asupia. Domnilor, îmi dați voie să iau și eu două cuvinte, că sunt și comisii constituțiale. Treaba e mai încălcită și da. Degeaba discutăm noi aici, pentru că treburile sunt amestecate, tulburate de 20 de ani. Din niște încercări de a face niște trimiteri pe la unul și pe la altul. Iar acum e foarte complicat legal ca să ajungă să se vie dreptate. Deci ascultați-mă că știu ce vă spun. S-au transferat, s-au dus terenul, s-au întors, s-au măsurat, s-au făcut și omul joacă pe chestia asta. Dar legal colorul pierde. Dar e complicată treaba. Dar nu asta este relevant. Pentru mine este relevant că s-au astupat iazurile respective. Domnul, asta este. Deci trebuie o măsurile necesare în momentul ăla. E ordine de la mediu. Știți că mai de la mediu dacă a dat ordine. Bănuiesc că sunt niște faci. Nu este numai cu data Domnilor, deci, vă mulțumesc pentru participare și declar închisă ședința.